Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția noastră, a fiecăruia dintre noi ar trebui să fie și activitatea din Parlamentul European, pentru că, așa cum ne place nouă să spunem uneori, acolo se dă ora exactă. Încercăm să aflăm și noi direct de la sursă ce se întâmplă în această perioadă, ce se va întâmpla în anul următor, pentru că veștile, cel puțin la nivelul României, nu sunt chiar atât de să spunem potrivite pentru gândurile noastre și pentru ceea ce vă doriți cu siguranță mulți dintre dumneavoastră. Vedem care sunt toate cele, poate și proiectele pe care le va avea România, dar de acolo, de la, direct de la Uniunea Europeană, vom discuta astăzi și despre alegerile care, iată, bat la ușă. Suntem în 2024, anul acesta super electoral, nu doar în România, ci la nivel global. Au fost foarte multe alegeri, multe schimbări. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla și în România la alegerile prezidențiale și cele generale, parlamentarele, așa cum sunt ele numite. Vom discuta astăzi despre UDMR. Vom vedea care sunt direcțiile în care își doresc să meargă, pentru ca, până la urmă, fiecare dintre noi, nu contează că suntem români, că suntem maghiari sau de altă naționalitate, toți trăim în această țară și toți ar trebui să avem același punct comun. Dacă sau nu așa, rămâne de văzut. Astăzi, alături de mine, am bucuria de a avea alături pe domnul Iuliu Winkler, eurodeputat, europarlamentar din partea Partidului Popular European și președinte al UDMR Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație, salut mâna și salut pe cei care ne urmăresc în acest moment. Și domnul Zoltan Cristian Borșai, candidat al UDMR pentru Camera Deputaților. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem într-o perioadă așa, destul de alunecoasă, să spunem, deși ne mai spun unii dintre mai marii noștri din țară că lucrurile sunt sub control, acum că au fost alegerile locale, lucrurile s-au mai așezat. Ei bine, în unele zone nu par a fi chiar așa lucrurile. Ar fi de interes, spun eu, să vedem cât de alunecoasă este situația și în Parlamentul European. Iată, început de mandat, de da, un nou mandat. Așa este, mulțumesc frumos și pentru acest nou mandat, evident că le mulțumesc alegătorilor, printre ei eu sper foarte mult și din tot sufletul că și cei care urmăresc Hunedoara 1 TV sau o parte măcar dintre ei, în orice caz încrederea ne onorează și ne face și responsabili, asta am mai spus-o. Acum, în ceea ce privește Parlamentul European și noul mandat din Parlamentul European, sigur că partea de organizare de început încă este în curs, pentru că sunt o serie întreagă de funcții de răspundere, de grupuri, de lucru și așa mai departe, care trebuie formate. Este evident o luptă politică, pentru că fiecare dintre deputați, fiecare dintre colegii mei, până la urmă, suntem peste 700 de deputați, am dorit să avem o funcție de conducere, o funcție de răspundere, în așa fel încât să putem să facem cât mai multe și să avem cât mai multă influență în Parlamentul European, dar, de fapt, pe lângă această bucătărie internă, să spunem, a Parlamentului European, ceea ce dă tonul la Bruxelles este constituirea noii Comisii Europene. Pentru că știți foarte bine, sunt 26 de comisari, singura care are votul deja al Parlamentului European este președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, care a primit acest vot în luna iulie și acum este în procesul de constituire a cabinetului domniei sale. Am văzut propunerile de nominalizări din partea statelor membre, deci știm deja cele 26 de persoane. Ceea ce știm este cu mare probabilitate că nu toți cei 26 vor lua examenul de admitere, adică probabil că în Parlament, acolo unde există semne de întrebare față de câțiva dintre politicienii propuși pentru comisie, s-ar putea, sigur, statul membru, în cazul unui refuz din partea Comisiei, din partea Parlamentului European, comisiile
de specialitate ale Parlamentului European, pentru că audierile se fac în comisii și atunci, bineînțeles, comisarul pentru agricultură este audiat în Comisia pentru Agricultură. Toți trec prin Comisia Juridică și sigur că în funcție de portofoliu pe care îl ai, mergi la una sau alta dintre comisiile de specialitate ale Parlamentului European. Cei 26 sunt personalități diferite, sunt anumiți candidați în legătură cu care sunt tot felul de vești în presă despre activitatea lor anterioară sau lipsa de activitate în cazul în care sunt foarte tineri și aceste semne de întrebare se vor concretiza într-o atitudine a parlamentarilor din comisiile respective. Respectiv se va concretiza probabil prin respingerea unora sau altora dintre acești candidați. Nu vreau acum să intru în speculații, ei nu sunt politicieni cunoscuți în România, aproape niciunul dintre acești politicieni, în afară de cei 2-3 care își continuă activitatea, dar nici ei nu cred că sunt foarte cunoscuți. Valdis Dombrovskis, care a fost comisar pentru buget și acum își continuă activitatea, sau veteranul comisar din Slovacia, care este acolo din 2004, un membru al Comisiei Europene, Șefcovici, care a fost mereu repropus de către țara lui, de către guvernul țării lui, dar în rest nu sunt nume cunoscute. Vedem o sete de putere a președintelui Comisiei Europene, care se manifestă prin mai multe lucruri. Portofoliile comisarilor se suprapun. Niciun comisar nu poate să decidă nici măcar pe 10 euro fără să întrebe încă un comisar, pentru că sunt portofolii suprapuse. Asta înseamnă că până la urmă tot va fi decis de către Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, care a luat mai multe voturi acum în iulie decât în urmă cu 5 ani, deci este un președinte legitim. Noi UDMR nu am sprijinit-o pe Ursula von der Leyen nici la congresul PPE de la București din primăvara acestui an, atunci când a devenit candidatul PPE, și nici acum în vară, atunci când am luat în Parlamentul European. Avem motivele noastre, pentru că ne dorim un alt fel de politică la nivelul Uniunii Europene și acum vom vedea dacă va fi într-adevăr o schimbare sau nu. Cert este că Partidul Popular European are 15 membri ai Comisiei Europene, deci sunt 15 state membre, sunt guverne conduse de creștini-democrați, de familia PPE. Este un avantaj, este și o răspundere și este și un pericol, pentru că peste câțiva ani, dacă lucrurile merg bine, PPE-ul va spune că am avut politici eficiente. Dacă lucrurile nu vor merge bine sau va continua trendul din ultimii 4-5 ani de zile, atunci sigur că PPE-ul va fi cel care va purta răspunderea. Deci, ar fi bine să performăm și ar fi bine să performeze comisarii propuși de către Partidul Popular European. În ultima perioadă știu și ați declarat și în cadrul emisiunilor pe care le-am realizat împreună că nu sunt, sau poate unele dintre proiectele care au venit din partea Uniunii Europene nu au fost în favoarea și a României și a întregii Uniuni Europene, lucru pe care l-ați declarat de mai multe ori. Care sunt prioritățile pe care le aveți dumneavoastră, dar și partidul din care faceți parte, Partidul Popular European? Haideți să începem cu PPE, pentru că până la urmă au fost declarate. Sigur că pot să vin cu varianta lungă și atunci nu ne ajunge emisiunea, sau pot să vin cu o variantă foarte prescurtată și aș vrea să o prezint pe aceasta a doua. Competitivitate. Asta spune Partidul Popular European. Trebuie să recâștigăm competitivitatea industriilor din Uniunea Europeană. Și vedem, din păcate, că suntem atât de expuși furnizorilor externi. Că ei sunt din China, că ei sunt din Statele Unite. Energia în Uniunea Europeană este cam de 3 ori, 2,5, 3 ori mai scumpă decât în America sau în China. Asta înseamnă clar că orice produs cel mai simplu pe care îl producem, orice serviciu, pentru că, evident, lumea digitală se bazează și ea pe energie. Ba mai mult, este mare consumatoare de energie. Așa că tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană este influențat negativ de prețurile mari de la energie. Energia este un subiect în care România ar trebui să aibă un cuvânt de spus mai mare decât îl are. Noi vom avea Marea Neagră, exploatările pentru gaze naturale. Trebuie să luptăm pentru în continuare continuarea proiectelor pe energie nucleară și continuarea proiectelor pe gaz natural. Trebuie să avem o tranziție verde justă.
Adică această tranziție nu poate să-i sacrifice pe minerii din Valea Jiului încă o dată, după ce au mai fost sacrificați de vreo două ori în ultimii 25 de ani. Nu poate să-i sacrifice pe cei din regiunile vulnerabile, care nu sunt numai în România, haideți să ne înțelegem. Sunt regiuni vulnerabile în Polonia, în Slovacia, în Bulgaria, în România, dar sunt și în Cipru sau Italia. Pot fi găsite soluții care să se aplice în toate țările afectate și care au probleme comune. Cumva. Tranziția este prea rapidă și în continuare noi suntem îngrijorați că această forțare a tranziției, uitați-vă la un singur exemplu, interzicerea comercializării mașinilor cu motoare cu ardere internă din 2035. 2035 este în 10 ani. Am fi capabil să reușim așa ceva? Nu cred că trebuie să vrem așa ceva. Acum 2 ani de zile în Parlament s-a votat, noi am votat împotrivă, UDMR a votat împotrivă, o parte din PP a votat împotrivă, dar toată chestiunea aceasta a trecut. Și acum este un semnal de alarmă, pentru că nu știu industriile ce să facă. Păi ce semnal îi dai tu acelei industrii care spune, dom'le, păi peste 10 ani nu o să mai pot să-mi vând mașinile? Este o decizie greșită, trebuie revizuită, vom lupta pentru treaba aceasta, dar pe scurt, dacă doriți, politici pentru oameni, asta este ceea ce UDMR vrea, deci asta este ceea ce și eu îmi doresc. Și o tranziție care să fie rezonabilă, să nu fie pe baze ideologice. Asta este ceea ce vrem, va fi o mare luptă, se vede deja de acum că este vorba de o tensiune extrem de mare în Parlamentul European, această tensiune va continua și sigur că în paralel cu toate acestea avem marea chestiune spinoasă a noului ciclu bugetar european. Știți că un buget european se face pe 7 ani, ciclul actual se termină în 2027 și începe din 2028 un nou ciclu de 7 ani. Discuțiile despre treaba aceasta au început deja. Și atunci România, politica de coeziune, vrem în continuare să primim bani din politica de coeziune și politica agricolă comună. Deci, astea vor fi cele două lupte pe care cele două nu sunt bătălii, sunt războaie, pentru că o bătălie înseamnă ceva ce se întâmplă astăzi, iar aici va fi un război de uzură până în 2025-2026, exact, ca să stabilim aceste noi politici europene, în așa fel încât să fie bune pentru, zic eu, pentru Europa de Est, nu doar România. Europa de Est, România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, toți cei care suntem în condiții asemănătoare. Și mediul de afaceri a avut de suferit și are în continuare de suferit în urma măsurilor luate și la nivelul țării și la nivelul Uniunii Europene. Domnule Borșai, ați fost administrator, manager, cunoașteți foarte bine partea aceasta a mediului de afaceri și sunt convinsă că ați simțit probabil pe propria piele aceste sau unele dintre măsurile care au fost, care au fost luate. Ce ar trebui făcut, de fapt, pentru mediul de afaceri, pentru ca și acești antreprenori, fie că vorbim de cei mici, mijlocii sau mari, să aibă totuși continuitate, să aibă siguranța că și angajații pe care îi au îi vor putea păstra și că afacerea lor va fi una prosperă, pentru că, să nu uităm, mare parte din bugetul unui stat se bazează pe acești antreprenori. Din experiența mea de 20 de ani, ce am observat și cu ce ne-am lovit zi de zi a fost birocrația stufoasă. Eu aș numi o birocrație efervescentă, deoarece când aveai un proiect, încercai să-l începi, automat parcă puneai o pastilă efervescentă într-un pahar și toate actele acelea care de care poate un manager nu are timp să se ocupe sau rolul sau ar trebui să fie altul, exact, de fapt. Exact, acei host de timp pe care noi tot timpul încercam să eliminăm cu greu, ne trezeam într-un hățiș greu de controlat și aici mă refer la legislația care este la fel de stufoasă și de greoaie. Vorbim de codul muncii care, cel puțin din ce cunosc eu, pe primul semestru al acestui an s-a schimbat undeva de 4 ori, anul trecut de 10 ori. Da, e corect, trebuie să cunoaștem legile, necunoașterea legii nu te absolvă de vină, dar vă rog să mă credeți că directorul de resurse umane este omul care
are o bibliotecă întreagă, își cumpără la fiecare 3 luni acea cărțulie, fiindcă digitalizarea o avem, dar noi suntem obișnuiți să ce e scris e scris. Mai mult decât atât, nu tot, sau nu toate instituțiile au reușit să se pună la punct așa cum trebuie în privința aceasta și unii dintre noi sau mare parte dintre noi văd această digitalizare ca o conexiune între toate instituțiile, între toți cei care lucrează în anumite domenii. Nu? Degeaba este digitalizat ANAF-ul dacă nu este și APIA, nu sunt și alte instituții care să aibă legătură totuși între ele. Aici cred că încă mai avem mult de lucru. Da, și asta noi ne întâlnim foarte des cu acele acte care totdeauna ni se cer, repetitiv, tot aceleași, toate că toate instituțiile le-au, fiindcă ei le-au emis. În primul rând, cu asta începem. Dacă tu, ca legiuitor, m-ai obligat să am un act, mi l-ai transmis, ei, acel act ar trebui să fie undeva în cloud și să-l luăm la fiecare instituție în parte de acolo. Da? Să nu aici se mai ceară de fiecare dată același și același document. Exact. Sunteți cap de listă, da, la Camera Deputaților din partea UDMR. Dacă veți fi ales și veți ajunge în această funcție, care sunt prioritățile sau ce veți face? Care sunt gândurile pe care le aveți pornind pe acest drum? Eu cred că voi încerca să muncesc pentru acei, să zicem, și asta e o nișă, da, antreprenorii, oamenii de afaceri, în care aș dori să le asigur că vom încerca ca acele legi să fie mai transparente, să fie actuale până la urmă. Este de notorietate, fiindcă noi suntem controlați de multe ori pe o temă, dar nu ni se oferă sprijin. Deci acele controle care vin, eu aș vedea ca acei tineri antreprenori, că până la urmă ne gândim și la ei, vreau să-mi deschid o afacere, ok, reușesc, poate am niște bănuți. Nu ne putem lua credite, fiindcă la bancă ni se cere, și vă spun sigur, să ai bilanț și balanță la 6 luni. Ok, dacă eu acum am deschis o firmă, ieri, am reușit la Registrul Comerțului, eu nu o să mă pot duce să cer acei bănuți pentru accesarea fondurilor de care am nevoie ca să pot să-mi continui activitatea. Eu consider că legislația va trebui, în primul rând, îmbunătățită și actualizată. Sunt multe lucruri pentru care birocrația ne încurcă și acolo va trebui ca legiuitor să facem multe lucruri bune. Birocrație stufoasă și în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, pentru că și aici sunt mulți tineri în special care și-au luat așa, având și-au avut acel curaj de a accesa fonduri europene, însă ce urmează după marea veste că într-adevăr au primit acest proiect e destul de complicat. Credeți că se pot face pași în simplificarea procedurilor în ceea ce privește accesarea de fonduri europene? Trebuie văzute niște lucruri, pentru că vorbim de stăpânirea birocrației. Nici nu mai am curaj să mai spun de diminuarea birocrației, măcar să facem ordine și să facem un pas către transparență, cum spune colegul meu. Deci trebuie văzută birocrația de la Bruxelles și trebuie văzută birocrația dâmbovițiană, așa cred că am numit-o noi în discuțiile noastre de până acum, adică cea care vine de la București. Și trebuie văzut că în momentul în care încercăm totuși, în ultimii ani s-au făcut și în politica de coeziune și în politica agricolă comună, s-au făcut încercări de simplificare de la Bruxelles. Însă ele la București sunt privite cu suspiciune și imediat venim noi și mai adăugăm niște reguli în plus, ca acele 10 de pagini de care vorbește domnul Borșa aici și cu care se lovesc managerii și în munca lor de zi cu zi, dar și în munca lor atunci când vor să acceseze fonduri europene.
acele zeci de pagini nu sunt cerute de la Bruxelles. Pentru Dumnezeu, Bruxelles nu are nicio problemă cu faptul că tu trebuie să prezinți un certificat fiscal. Și de ce ne punem singuri piedici atunci? Păi le punem pentru că la București, nu știu dacă urmăriți sau dacă cei care ne urmăresc au văzut puțin din conținutul campaniei noastre electorale, care a început deja, respectiva campaniei președintelui nostru, Kelemen Hunor, pentru funcția de președinte a României. Și acolo s-au făcut niște afirmații pe care cred că noi le simțim pe propria piele. România este în țara în care nu țara are o capitală, ci capitala are țară. Deci Bucureștiul are țară, cam asta simțim noi și asta. Deci Bucureștiul, știți, provincie. Noi suntem în provincie, da? Și noi trebuie să mergem să luăm lumină de la București. Lumina înseamnă biblioraftul întregi de formulare, de adeverințe, de eu știu ce fel de documente care repetitiv trebuie obținute, trebuie depuse. Digitalizarea, și vă spun în cunoștință de cauză și cu oarecare regret, informatizarea în urmă cu 15-20 de ani a fost un eșec. Informatizarea în România a fost un eșec. Vedeți dumneavoastră, toate instituțiile lucrează cu programe informatice care nu sunt interoperabile și atunci avem dificultăți. Fiecare site al unei primării arată diferit. Păi de ce nu putem să avem un trunchi comun? Adică eu când îl caut pe secretarul primăriei de la Deva pe internet, să-l găsesc exact în aceeași poziție pe un site cum găsesc secretarul primăriei din Slobozia. Că altfel fiecare site este o găselniță, unele sunt frumoase, altele mai puțin frumoase, unele sunt încremenite, acum 20 de ani au fost făcute de cineva. Și informațiile de pe acele site sunt încremenite sunt, dar sunt extrem de greu de găsit. Și atunci, dar nu numai pentru aceste motive, este o discuție lungă, nu vreau să intru în ea, informatizarea în urmă cu 15 ani a fost un eșec în România, pentru că foarte multe instituții nu au dorit această informatizare. S-au simțit, oamenii din instituții s-au simțit amenințați. Acum suntem la faza digitalizării, avem bani extraordinar de mulți și în continuare oamenii după 15 ani, adică ai spune că este o altă generație, nu? Ai spune că în acești ani unii funcționari publici au plecat la pensie, au venit alții tineri care au ajuns între timp să ocupe funcții de middle management, de conducere și așa mai departe. Nu, în continuare este o rezistență la digitalizare, aceeași rezistență care a fost la informatizare, acum și ăsta este un război, o să vedem ce se întâmplă. Dar vom pierde dacă nu vom face. Păi, digitalizarea în România trebuia să înceapă cu cloud-ul guvernamental, care este doar pe masa discuțiilor de cam 2 ani și jumătate, dacă bine țin minte, din 2022. Vom vedea. Deci, Kelemen Hunor, candidatul nostru la funcția de președinte al României, pune următoarea problemă. Avem noi în România un stat pentru cetățeni? Adică cetățenii au un stat, așa cum ar fi normal să fie, sau statul are subaltern? Statul are suzeran, da? Deci este o problemă atât de importantă această chestiune a relației dintre stat și cetățean, care înseamnă cetățean poate să fie un tătic sau o mămică când ai un copil la școală. Poate să fie un bolnav, un pacient, când ai probleme de sănătate. Poate să fie un pensionar când ești la vârsta pensionării și aștepți cu sufletul la gură recalcularea pensiei, da? Poate să fie un om de afaceri. Poate să fie un tânăr întreprinzător care citește despre fonduri ale Uniunii Europene și spune da, vreau și eu și apoi este contrat de statul care este dușmănos și nici într-un caz nu vine cu sprijin. Și iată o problemă care eu cred că este o problemă foarte importantă, este o problemă bine pusă și pe care noi o vom discuta în următoarele două luni, aproape mai avem până la alegeri, mai puțin de două luni, dacă ne uităm la alegerile prezidențiale, vom discuta această problemă cu proiecte concrete. Avem un program de guvernare, avem un program electoral care poate să devină un program de guvernare oricând. Ne dorim într-un mod transparent și spunem acest lucru din punct de vedere politic. Scopul nostru este să reintrăm la guvernare, pentru că noi considerăm că avem oameni profesioniști și putem să facem guvernarea României mai bună și mai eficientă și, sigur, scopul nostru în județul Hunedoara, acolo unde suntem puțini, comunitatea este mică, scopul nostru este să încercăm să revenim în Parlamentul României
cu candidații noștri care sunt șefii de listă, domnul Borșai la Camera Deputaților și domnul fost director al liceului Teglaș Gabor Cociș-Otila la Senat. Sunt doi oameni ok, sunt doi oameni care știu despre ce vorbesc, sunt doi oameni cu experiență și care poate să aducă un plus în Parlament și poate să aducă un plus pentru județul Hunedoara. Deci, asta ne dorim noi și eu am și convingerea că nu este doar, este o ofertă pentru comunitatea maghiară, dar în același timp este o ofertă a comunității maghiare către tot județul Hunedoara. Este o ofertă și către toți românii, pentru că știm prea bine, există anumite persoane care au mentalități nu tocmai sănătoase, să spunem, din foarte multe puncte de vedere, mai ales când vine vorba despre maghiari, români și alte etnii care, repet, conviețuim toți în aceeași țară. Cred că lucrurile ar putea fi făcute în beneficiul tuturor. Poate fi Kelemen Hunor un președinte al tuturor maghiarilor, românilor și a celorlalte etnii din România? Doamna Petronela Tămaș, noi suntem aici acum în emisiune cu dumneavoastră doi maghiari, domnul Borșai Zoli și domnul Vinclea Diusi. Da, suntem doi maghiari care am lucrat o viață întreagă aici, în județul Hunedoara, și eu cred că nu poate să existe nici o umbră de reproș față de domnul Borșai sau față de mine, sper, pentru activitatea noastră, nici cea civică, comunitară și nici cea politică. În același timp, nu ascundem nimănui. Noi suntem maghiari. Noi suntem maghiari, noi ne dorim ca în cazul bunăstării generale a județului Hunedoara, pe care încercăm și noi să o ridicăm, să o ameliorăm cu mijloacele noastre, să existe comunitatea noastră maghiară, micuță, de 10.000 de oameni, nu foarte mare și din păcate în scădere în ultimii ani, care să aibă școală în limba maternă, să aibă educație, să aibă cultură, să aibă, eu știu, sprijin pentru confesiunile și bisericile noastre maghiare și să avem, de fapt, toate lucrurile de care beneficiază comunitatea majoritară. Acum, la felul de mere, atunci când am fost la guvernare și eu am fost în urmă cu niște ani ministru în Guvernul României, UDMR a fost recent la guvernare până anul trecut, în luna iunie. Când se spune că UDMR este constanta. Păi nu este constanta, că uite că mai suntem și dați afară din când în când de la guvernare. Ultima dată am fost dați afară anul trecut. Nu vreau să folosesc termeni eleganți, invitații afară sau așa mai departe, pentru că ceea ce s-a întâmplat anul trecut în iunie nu a fost deloc elegant. Am fost dați afară de la guvernare. Punct. Asta este. Însă, până în momentul în care am făcut parte din guvernele României în ultimii 5 ani de zile, eu cred că am făcut lucruri bune. Eu cred că sistemul de accesare a fondurilor Uniunii Europene pentru primării a fost simplificat de către domnul Cecă când a fost ministru. Eu cred că programul Casa Verde, chiar dacă a fost multe bâlbâieli, țineți minte, ani de zile și aici din Deva, am primit scrisori și am primit mesaje pe WhatsApp și pe Messenger de la deveni care așteptau demararea programului Casa Verde, dar uite că acum am ajuns la a doua, la a treia ediție și lucrurile încep să meargă. Sistemul de colectare merge, sigur că nu rezolvă decât o mică parte a problemei imense a deșeurilor din România. Sigur că acum un ministru al mediului, survolând România în elicopter, a constatat că în fiecare localitate este câte un deponeu ilegal de fie de molozi, fie de resturi din construcții, fie de altfeluri de deșeuri. Mare descoperire, lucru despre care vorbim și la nivel local și la nivel central se discută despre aceste aspecte negative. Presa a fost mereu subiect de presă, jurnalism, de investigație și așa mai departe, marile interese și România nu este o excepție în acest domeniu. Știți foarte bine că în Italia deșeurile sunt subiect preferat pentru organizațiile paralele, mafia și celelalte organizații. Să nu uităm că la un moment dat România chiar era numită groapa de gunoi a deci, Europei. Noi câte transporturi să sunt oprite, cred că zilnic în anumite vămi din țară, cu deșeuri care urmează să vină în țară. Așa este, deci noi cred că am demonstrat că putem să asigurăm un plus și nu suntem un minus pentru guvernarea României și tot așa eu cred că în acest moment candidatul maghiar la președinția României, domnul Kelemen Hunor, candidatul UDMR, este un plus pentru această dezbatere. Pentru că noi
și veți vedea subiectele care vor continua în campania domnului Kelemen Hunor, ele sunt subiectele cetățenilor. Sunt subiectele de care sunt preocupați oamenii de afaceri, profesorii, mediul universitar, tinerii, vârstnicii, diverse categorii sociale. Păi cum să nu vorbești de demografie în această, în această competiție electorală? Cum să nu pui problema care este cea mai dureroasă a României? 5 milioane, peste 5 milioane de cetățeni ai României, între ei, evident, majoritatea români, pentru că asta este, este clar, dar și maghiari, au votat cu piciorul, spune Kelemen Hunor. Ce înseamnă să votezi cu piciorul? Înseamnă să părăsești țara. Dacă acum 15 ani motivele de plecare din România erau preponderent economice, acum nu mai sunt doar economice, acum sunt și de lehamite pe care tinerii o au față de greutatea cu care poți să întemeiezi o familie, față de lipsa de sprijin, față de mediul general din România, care este nefavorabil, este agresiv. Domnule, statul îmi pune piedici în permanență. Cum mă prinde, cum mai îmi cere două adeverințe? Cum mă prinde, cum îmi dă o amendă? Cum mă prinde, cum îmi taie aripile în loc să mă încurajeze să mă ajute. Și veți vedea că aceste elemente pe care noi le vom pune în discuție, pe care Kelemen Hunor le va pune în discuție, sunt elemente care provin de la cetățeni. Pur și simplu din viața a dumneavoastră, a mea, a domnului Borșai, din viața noastră zilnică. Și eu cred că asta este corect. Politici pentru oameni, nu politici pentru stat, nu politici pentru ideologii. Nu politici, nu ne convine Bruxelles-ul când vine și ne învață ce să mâncăm, câte grade să fie temperatura din cameră și ce mașină să conducem. Nu ne convin aceste lucruri, pentru că tot așa cum nu vrem decizii dintr-un birou de la Bruxelles, tot așa nu vrem nici decizii din birouri de la București. Vrem politici pentru oameni. Dar vedeți, această lehamită de care spuneați puțin mai devreme, în continuare planează așa în printre noi și încrederea cetățenilor în politicieni nu mai este de mult timp. Este un cuvânt magic pe care l-ați rostit și vă mulțumesc frumos că l-ați rostit dumneavoastră, cuvântul încredere. Încrederea lipsește dintre guvernanți și guvernați, dintre cetățeni și dintre stat. Și atunci, reconstruirea acestei încrederi, în primul rând, este nevoie de dorința de a reconstrui încrederea, care eu nu cred că astăzi, deci eu când văd aceste dezbateri despre media de la BAC și despre când ai terminat facultatea, dacă și ce notă ai avut. Dacă știi sau nu să parchezi o mașină. Da, deci eu cred că acestea sunt lucruri. Ne îndepărtăm de fapt de esențialul acestor alegeri și ceea ce înseamnă. Și, care și sunt social media și această nerăbdare a oamenilor care nu mai au răbdare să se uite la mai mult de 15 secunde, spun unii. Însă eu nu cred aceste lucruri. Eu nu cred că oamenii nu vor să afle, să vadă o perspectivă. Și vă spun foarte simplu, un lider, da, președintele României este liderul ales de către 7-8 milioane de oameni din această țară. Păi ar trebui să vină din fața oamenilor și să spună: dragi cetățeni, azi ne aflăm aici. Eu sunt președintele, da? Eu vreau ca peste 5 ani să ne aflăm aici. Și vă spun care este drumul de aici până acolo. Și de ce vreau să mă duc acolo? Pentru că atunci va fi mai bine. Va crește bunăstarea, va crește securitatea, dau răspuns la conflictul din Ucraina, dau răspuns la situația economică, dau răspuns la Uniunea Europeană, care poate că nu ne convine exact ce face astăzi și atunci trebuie să luptăm și în Parlamentul European și peste tot, dar trebuie oamenii să înțeleagă un lucru, că există un proiect de țară, da? Despre care se tot discută, exact. Unde vrem să ajungem? Acum, noi discutăm despre lucrurile astea cu colegii mei, cu domnul Borșoai, cu domnul Cociș, cu președinții organizațiilor locale. Cât suntem noi de mici? Le discutăm la nivelul județului Hunedoara, evident. Și aici avem, sunt convinsă că au fost identificate avem, o smerenie de avem, de avem niște lucruri care trebuie făcute, avem o viziune pe care, sigur că noi nu avem primari, nu suntem un partid mare în județul Hunedoara, dar dacă suntem întrebați, dacă putem să dăm un mână ajutor, atunci avem și idei și avem și dorința. Știți foarte bine, miniștrii UDMR, până au fost miniștri, au fost la Deva, au fost la Petroșani, au fost în județul Hunedoara, președintele UDMR, Kelemen Hunor, doar anul acesta a fost de vreo 3 ori în județ. Deci, chiar dacă suntem mici,
avem și viziune, avem și idei și, și avem bună credință de a face lucrurile de bun simț. Lucrurile de bun simț, lucrurile pe care le așteaptă cetățenii. Iar pentru a avea lucruri de bun simț și în următorii 10, 15, 20 de ani, cred că ar trebui cumva pornit încă de pe băncile școlii cu acei tineri, acei elevi, care din păcate nu au... sau nu cunosc foarte bine ce înseamnă politicul, care este rolul unui președinte, și am avut surpriza de a urmări în urma unor intervenții de a candidaților la președinția României să aflu că unii dintre ei își doresc să asfalteze nu știu ce drumuri, să facă tot felul de chestiuni în condițiile în care nu sunt în măsură să, să-și aplice gândurile, proiectele pe care ei le au. Și atunci consider că acești elevi, acești copii ar trebui să fie îndrumați cumva înspre a avea o educație și din acest punct de vedere. Domnule Borșai, sunteți președintele Asociației Părinților în cadrul liceului Teglaș Gabor din Deva. De ce ați ales să vă implicați? Pentru că nu este ușor, mai ales în acest an școlar, cu atât de multe modificări, schimbări și pentru elevi, și pentru profesori, și pentru părinți. Din exterior, cel puțin, pare foarte complicat să poți să gestionezi toate aceste aspecte, deloc plăcute pentru unii. Da, păi m-aș întoarce în timp și să fiu alături de cei care au avut un proiect și o viziune și au și dus-o la bun sfârșit și aici la lângă mine pe domnul europarlamentar și președinte al UDMR Hunedoara. Dânsul a fost unul dintre cei care a pus umărul la ceea ce se numește acum Liceul Teglaș Gabor, o școală pentru comunitatea maghiară, un vis devenit realitate, și de 20 de ani continuăm acest vis. Și de aceea m-am implicat, fiindcă am considerat că pot să pun umărul ca un simplu cetățean, ca părinte, să încerc să continui ceea ce acei oameni inimoși atunci au reușit să, să facă, cu ajutorul statului normal. S-a înființat la vremea respectivă Liceul Teglaș Gabor. Da, suntem foarte mândri că profilul nostru este matematică-informatică, suntem mândri că avem copii care termină turism, da? Au o meserie când pleacă de la noi, dar sunt mândru în primul rând fiindcă reușim cu părinții noștri, care eu consider deosebiți. V-am spus și înainte de emisiune, da, pot să fac lucruri bune cu ei. Și aici vorbim despre acel triunghi elev, părinte, profesor, în care ne implicăm activ, avem discuții, eu cel puțin zilnice cu domnul director, ușile sunt deschise pentru toți părinții care au o problemă și la mine, și la conducerea liceului. Copiii trebuie îndrumați, dar avem o altă problemă. Trebuie să schimbăm, în primul rând, mentalitatea. Cum facem acest lucru? Exact. Iar am discutat de multe ori, ne-au dispărut inginerii, care până acum, în anii 90, era o penurie de ingineri, toți eram ingineri, toți eram, cred că și avocații erau. Da, asta era acolo. Tendința. Acum nu mai sunt. Dar nu mai avem nici școlile care să formeze acești oameni să plece pe drum politehnic, adică hai să învățăm o meserie care totuși cere matematică. Nu mai, acum ne gândim la facultăți mai ușoare. Sau unii dintre cei mai buni elevi pleacă în străinătate să studieze. Da, și pe cei copii îi pierdem. Aici noi avem, să spunem, un noroc, fiindcă noi, prin gena noastră, ține mult la patria noastră. Și atunci noi aici ne facem școală. Avem Clujul, avem Timișoara, dar, repet, trebuie să lucrăm cu părinții, da? Și aici noi am încercat să aducem
oameni de leadership, și aici aș dori să numesc pe, dacă am voie, pe Maxwell, care a venit printr-o, să zic, printr-un noroc, fiindcă am avut acel om deosebit din Hunedoara, în prezența lui Bianca Șută, care mi este și colegă de partid, a venit și a reușit în limba maghiară să țină cursuri de leadership, bineînțeles, pe fiecare segment, da? Noi avem copii de grădiniță, clasele primare, clasele gimnaziale și liceu. Fiecare au fost învățați câte ceva, care copiii s-au dus acasă, le-au explicat părinților, da, de ce vreau să fiu inginer. Păi nu știm dacă noi acum mai avem, fiindcă din câte cunosc eu, ingineri scoatem undeva la 13.000 pe an și nevoia este de 60.000. Dacă veți ajunge deputat, considerați că veți putea ajuta în vreun fel învățământul românesc, în primul rând? Da, m-aș întoarce din nou la birocrație. Deci dacă nu scăpăm de ea nici într-un domeniu de activitate. Cineva nu cunoaște, noi am reușit să eliminăm dascălii. Noi acum avem oameni care ar face față cu brio în registratură, în niște birouri în care se mișcă actele, ei nu mai au timp să fie dascăli, să facă ceea ce trebuie să facă pentru copiii noștri, să-i învețe, să-i îndrume. Au primit tot mai multe sarcini de la un an la altul, da, se ocupă, da, de inclusiv documente, cu totul altceva. La directori, care, da, el e managerul instituției, nu are timp să profeseze. Mi se pare o anomalie ca eu, da, ca manager al unei școli, să fiu obligat să mai am încă 5 ore de. Dar el nu are timp nici de familia lui, că tot timpul și-l ocupă în acea instituție în care trebuie să dea 1000 de răspunsuri pentru fiecare, știu, lege nouă apărută sau dezbaterile despre noua lege a învățământului, care este extraordinar de stufoasă. Și credeți că acest lucru ar trebui să fie schimbat? Da, cu cu acele, să spunem, amendamente la aceste legi, care să fie pentru profesori. Da? Nu pentru un grup de interese care vrea să vadă, nu știu, partea plină a paharului, dar doar pentru ei. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri. Mai avem doar câteva minute din această emisiune. Domnule Winkler, de ce ar trebui maghiarii, românii, să voteze UDMR, să-l voteze pe Kelemen Hunor pentru la președinția României? Acum, nu știu dacă cuvântul trebuie este un cuvânt bine ales, dar ar putea să facă acest lucru, ar putea să aleagă să facă acest lucru. Eu nu mai sunt foarte tânăr în politică. Am început cam de mult. Și mi-aduc aminte de acea perioadă în care domnul Frunda Gherghi, în urmă cu vreo 25 de ani, a candidat de două ori, a fost primul candidat al maghiarilor, primul candidat al UDMR în 1996 la președinția României și apoi a candidat din nou în anul 2000, în urmă cu foarte multă vreme. Poate că unii dintre cei care ne privesc se nășteau atunci. Păi fiul meu s-a născut în anul 2000, așa că știu foarte bine care este lungimea timpului care a trecut de atunci. Și am auzit atunci o sintagmă care de atunci mi-a rămas în memorie, și anume: a, Frunda, să știi că este cel mai bun, ce păcat că e ungur. Și acum aud din nou aceeași sintagmă spusă pe stradă, în discuții, la întâlniri, în legătură cu domnul Kelemen, cu candidatul nostru. Este cel mai bun, este un om care vorbește despre nevoi reale, este un om care vorbește despre nevoile cetățenilor. Păcat că e ungur și nu o să fie președintele României. Deci eu mă gândesc că trebuie să vorbim nu despre verbul a trebui, ci despre cel a putea. Și eu cred că cine dorește să voteze pentru conducerea bunului simț, pentru domnia bunului simț,
ar putea să aleagă să voteze Kelemen Hunor. După cum, cred că și în județul Hunedoara, cine dorește să voteze pentru calmul din politică, pentru profesionalismul din politică, pentru oameni care, poate că nu avem noi cei mai mulți bani să-i cheltuim în social media, poate că nu avem noi cel mai mulți bani să punem bannere acum, înainte de campania oficială, că știți că suntem în România, deci acum avem afișe electorale, că nu e campanie, în prima zi când va începe campania electorală, aceste afișe vor trebui demontate, deci vor dispărea din mediul public. Aceasta este modul de acțiune care nu are sprijinul nostru. Această ipocrizie a rezolvării unor lucruri într-un fel în care sigur că legea ne-ar obliga la niște, la niște activități, acțiuni foarte clare, dar noi găsim întotdeauna potița, lasă că merge și așa și rezolvăm lucrurile. Deci eu cred că avem conștiința, toată organizația, domnul Borșoi, candidații noștri, avem conștiința dimensiunii noastre în județul Hunedoara, care este una mică, însă în același timp mic nu înseamnă insignifiant, noi putem să ne aducem, am făcut-o și în trecut și vrem să o facem și în viitor, putem să ne aducem contribuția la progresul județului Hunedoara. Și doriți asta. Și doresc acest lucru și eu și colegii noștri își doresc acest lucru, așa că eu cred că acestea sunt motivele pentru care nu trebuie, dar am putea să primim sprijinul și de la membrii familiilor mixte de români și maghiari din județ și din partea comunității majoritare românești care ne-a văzut și ne apreciază și din partea evidentă a comunității maghiare care este comunitatea care noi îi aparținem și îi aparținem cu mândrie în județul nostru. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă doresc în continuare și vă mai așteptăm pentru că, iată, începe încet, încet bătălia electorală și pentru prezidențiale și pentru parlamentare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!